anunțat public că vom contesta toate actele ilegale ale Comisiei Electorale, inclusiv cele cu privire la înregistrarea unor candidați care și-au depus actele în mod frauduros. Pe lângă faptul că le-au acumulat semnături în mod frauduros, le-au și depus în mod frauduros într-o zi de sâmbătă, când, potrivit propriei hotărâri a Comisiei Electorale Centrale, Comisia Electorală Centrală nu avea program. Astfel încât au fost încălcate drepturile altor participanți, altor candidați, la condiții egale, echitabile, pentru că noi pledăm, am pledat și pledăm în continuare pentru ca Republica Moldova o lege să fie pentru toți aceeași, nu aplicată în mod selectiv, în mod diferențial.